Originea lui Mihai Viteazu e o problemă nedezlegată încă și e un semn de întrebare enorm al istoriografiei românești. Asta se spune în istoria românilor. Și într-adevăr se știu extrem de puține despre originea și copilăria marelui voievod. De la cronicarul muntean Radu Popescu aflăm că s-a născut undeva la Târgul de Floci, o localitate de la gurile Ialomiței. Nu era de neam domnesc. Din contră, era copilul din Flori al unei femei care vindea rachiu la crâșma târgului. Se numea Tudora și era o văduvă venită din Epir, fiind la origine grecoaică. Cine a fost tatăl lui Mihai Viteazu nu se știe. Se bănuiește că ar fi fost copilul unui negustor grec din Constantinopol venit cu afaceri în țara românească și care a avut o relație trecătoare cu tânăra hangiță. Generalul Basta știa că imperialii nu doreau ca Transilvania să fie condusă de o personalitate puternică precum era Mihai. Mai mult, Basta ar fi dorit pentru sine puterea, ca reprezentant al împăratului. La 9 august 1601, dimineața în care Mihai se pregătea să plece din tabăra de la Turda spre Făgăraș, un detașament de 300 de mercenari au fost trimiși să-l aresteze pe Mihai. Acesta, bineînțeles că s-a opus, moment în care un mercenar l-a înjunghiat în piept, alții l-au lovit, după care i s-a tăiat capul acolo. Corpul său a rămas dezbrăcat și a aruncat în praful taberei. După 3 zile câțiva sârbi l-au îngropat pe furiș, iar capul său a fost adus în Muntenia, acasă, unde a fost înmormântat la mănăstirea Dealu. Unde a fost înmormântat trupul său, se pare că nu se știe. Unele izvoare spun că ar fi fost dus la Alba Iulia, sau că a rămas lângă Turda pe raza actualului sat Bogata, unde azi se află ridicată o biserică în amintirea marelui voievod. Despre moartea sa știm cu toții, despre celebra trădare a ungurilor și despre faptul că i s-a tăiat capul mișelește la Turda. Dar despre tinerețea, copilăria și originile sale se știu mai puțin. Tocmai de aceste lucruri o să vorbim în episodul de astăzi. Despre adevărata origine a renumitului voievod român, Mihai Pătrașcu, zis Viteazul, se știu foarte puțin. Deși s-a spus despre el că a fost un os domnesc, fiu al voievodului Pătrașcu cel Bun, noile cercetări istorice arată că de fapt Mihai ar fi fost fiul din Flori al unei cârciumărese, având o copilărie zbuciumată, a fost nevoit să-și câștige existența și a ajuns la tron numai cu ajutorul unchiului său grec la origine. Mihai Viteazul e unul din voievozii emblematici a istoriei românilor. A fost primul unificator, chiar dacă pentru o durată foarte scurtă, a țărilor locuite de români, Transilvania, Țara Românească și Moldova. Evident, în jurul lui Mihai Viteazul au început să apară mituri încă din timpul vieții sale, perpetuate mai apoi chiar până azi. Despre acest voievod se spune că a fost os domnesc, un fiu nelegitim al voievodului muntean Pătrașcu cel Bun. Noile studii, bazându-se inclusiv pe vechi cronici, arată însă o altă realitate. Mihai Viteazul a fost de fapt un om din popor, cu origini grecești, cu o copilărie extrem de grea, specifică feciorilor din Flori de la acea vreme. De altfel, accederea sa la tron a fost un rezultat al priceperii, energiei, istețimii și experienței adunate de acest copil din Flori, al unei cârciumărese care mai apoi și-a inventat o descendență domnească, tocmai pentru a-și împlini visul cel mai măreț, acela de a urca pe tronul țării românești. Originea lui Mihai e o problemă nedezlegată încă, e un semn de întrebare al istoriografiei românești. Într-adevăr, se știu foarte puține despre originea și copilăria marelui voievod. Doar de la cronicarul muntean Radu Popescu aflăm că Mihai Viteazu s-a născut undeva într-o localitate mică de la gurile Ialomiței, acolo unde era adusă lâna oilor crescute pe câmpiile Bărăganului. Nu era din neam domnesc, spune cronicarul Radu Popescu. Din contră, era copilul din Flori al unei femei care vindea rachiu la crâșma târgului. Se numea Tudora și era o văduvă venită din Epir, fiind la origine grecoaică. Tudora deținea un mic han în târgul de unde era Mihai Viteazu, fiind ajutată de fratele său cu relații suspuse în lumea otomană. Cine a fost tatăl lui Mihai Viteazu nu se știe.
Se bănuiește că ar fi fost copilul unui negustor grec din Constantinopol, venit cu afaceri în țara românească și care a avut o relație trecătoare cu tânăra hangiță, mama lui Mihai. Acest Mihai Vodă, după ce a luat domnia, s-a numit că e feciora lui Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe. Această opinie și teorie e confirmată și de un alt cronicar, un armean, Petre Grigorovici, un apropiat al voievodului Mihai Viteazu. Acesta a scris o cronică pentru curtea de la Viena, în care informa că Mihai era fiul unei negustorese din târg și că fusese conceput cu un negustor grec. Totodată, acest armean confirmă originea epirota Tudorei. Cu alte cuvinte, unul din cei mai ilustri voievozi ai românilor a fost cel mai probabil grec Getbeget. Copilăria lui Mihai Viteazu, spun specialiștii, a fost una grea, cum de altfel ar fi putut fi copilăria unui copil din Florii, Nevul Mediu. Spre deosebire de fecior de voievod, nu a trăit pe la curți boierești sau domnești și nu a fost servit de nimeni. Din contră, a muncit cot la cot cu văcarii, cu servitorii și a ajuns să cunoască doar mediul negustoresc. Tinerețea sa a fost zbuciumată. Fără tată, născut într-un oraș de negustori pe malul Dunării, a dus viața schimbătoare a celor ce schimbă mărfuri în orașe și țări diferite, spune Panaitescu în Mihai Viteazul. Un cronicar polonez spune că Mihai făcea negoți cu boi, mânând călare alături de alți oameni tocmiți cirezile de vite pentru a le vinde în Orient, în special la Istanbul. Mihai a fost sărac la început și s-a ridicat prin negoți, atât în Moldova cât și în țara românească, rătăcind prin Orient, dar și prin zona Balcanilor. A crescut foarte sărac. A început să cunoască și retlicurile negustorești, metehnele turcilor, felul de a judeca rapid și precis. Totodată a învățat limba turcă și greacă, dar a luat legătură și cu neamurile balcanice, în special cu haiducii din această zonă. Lucru cu totul neobișnuit între boierii noștri din acea vreme, Mihai știa turcește și grecește, ceea ce arăta lămurit că a trăit în prima tinerețe în altă lume decât aceea de pe moșiile boierilor, unde erau crescuți copiilor, cunoscând vâltoarea porturilor și a bazarurilor, unde se întâlnesc limbi multe din toate colțurile Orientului. Probabil Mihai nu ar fi ajuns niciodată pe tronul țării românești și ar fi trăit o viață simplă de negustor rătăcitor dacă nu ar fi existat un personaj cheie în existența sa, Banul Iane. După cum afirma chiar Mihai Viteazul, Iane era unchiul său, fratele mamei sale. Cel puțin asta arată cronica oficială aprobată de domnitor, cea lui Teodosie Logofătul, acolo unde scrie clar că Iane era unchiul său, adică fratele maicii sale, grec de origine, care mai înainte și dânsul fusese ban al Craiovei. Iane a fost unul din acei greci care s-au infiltrat în principatele române și au intrat în hora numirilor la domnie. Era foarte priceput la negoți și cu ajutorul banilor profita de lăcomia pretendenților la tron și a boierilor pentru a se îmbogăți și în același timp de a-și cumpăra dregători, mai înainte rânduite doar pământenilor. Banul Iane a făcut o avere considerabilă din negoți și a reușit să-și creeze cu ajutorul banilor relații puternice în Imperiul Otoman. Provenea din Epir și era un om destul de jos. Cu banii ajunge să-și cumpere până și rangul boieresc în țara românească și începe să acapareze moșii. În 1586 devine chiar mare ban al Craiovei, o demnitate importantă în țara românească. Iane era un membru, deci, al divanului lui Mihnea Vodă. Din această funcție, Iane jonglează cu banii și influența, hotărând de multe ori soarta voievozilor din Moldova și țara românească. E descris ca un personaj fără scrupule, care păcălește boierii și nu se dă înlături de la șantaj, folosind influența pe care o avea asupra demnitarilor otomani. Dragostea și sacrificiile făcute de Iane pentru Mihai i-au îndreptățit pe unii cronicari să creadă că, de fapt, Iane era tatăl lui Mihai. E o ipoteză însă neîntemeiată. Cert e că Mihai a urcat pe scara socială datorită influenței unchiului său. Acesta i-a cumpărat și boieria și l-a introdus în lumea boierimii oltenești. Cariera lui Mihai e legată strâns de acest om. Când Iane e ban de Craiova, Mihai e ban de Mehedinți, deci subalternul său. Domnia o capătă Mihai în parte prin stăruințele la poarta ale aceluiași Iane. Iane i-a făcut rostul lui Mihai și de o nevastă din neam boieresc, tocmai pentru a-i conferi lui, dar mai ales copiilor săi, legitimitatea care îi lipsea. Mai precis, în 1584, la 26 de ani, Mihai, protejatul lui Iane Banul, lua de nevastă pe Stanca, o văduvă dintr-un mare neam boieresc din Oltenia. Era nepoata bogatului Dobromir Banul.
Cu Stanca Mihaiva avea doi copii, un băiat și o fată, Nicolae și Florica. Pe Stanca o va înșela Fățiș cu Velica, chiar în timpul domniei sale. Ceea ce nu i-a putut oferi însă niciodată Ianelui Mihai și nici experiența sa, căpătată în târgurile și porturile Orientului, era o origine domnească. Aceasta era condiția de bază pe care Mihai nu o îndeplinea pentru a deveni domn în țara românească. Legea țării, ca și în Moldova de altfel stipula clar, să fie osdomnesc. Atunci istețul Mihai, negustorul ajuns la boierie, poate și cu ajutorul șiretului Iane, și-a fabricat singur o descendență domnească. Mai precis, s-a declarat fiu nelegitim al lui Pătrașcu cel Bun, voievod al țării românești în perioada 1554-1557. A fost repede răspândită vestea că ar fi fost conceput de fostul domnitor cu mama sa Tudora. Această versiune e crezută chiar și până astăzi. Specialiștii precum Panaitescu, care au studiat aprofundat domnia și viața lui Mihai Viteazu, spun însă că Mihai nu avea cum să fie fiul al lui Pătrașcu cel Bun. Mai mult decât atât, acesta spune că a fabricat această descendență domnească în 1593 tocmai pentru a avea drepturi legitime la tron. Se pare că nu era o taină pentru nimeni că Mihai nu era în adevăr fiu de domn. Doar cronicile oficiale, scrise sub imediata supravegherea lui sau a sfetnicilor săi, o afirma păstrând însă o tăcere caracteristică asupra tinereții și începuturilor sale, ca de pildă cronica logofătului Teodosie. Pe lângă cronicele, ce arată clar faptul că e un fiu din Flori al Cârciumăresei, făcut cu un negustor grec, istoricul român prezintă și o serie de argumente de ordin logic, bazate mai ales pe tabloul pictorului de la Praga, Sadler. Acesta a realizat un portret al voievodului în 1601 și spune artistul, la acea dată Mihai avea 43 de ani. În urma unui calcul simplu, reiese că Mihai s-a născut în 1558, adică cu un an după moartea lui Pătrașcu cel Bun. Istoricii, precum Panaitescu, cred că voievodul muntean nu avea cum să-l conceapă pe Mihai în ultimul său an de viață, fiindcă era foarte bolnav. Firește, Mihai ar putea fi un fiu postum și Pătrașcu ar fi păcătuit chiar în ajunul morții, deși a murit în urma unei boli lungi. Pe Mihai nu-l vedem ca alți pretendenți fi de domn, rătăcind în tinerețe prin țări străine, făgăduind supunere și bani celor ce l-ar fi putut ajuta. El se ridică încet și sigur, cu începuturi umile. Pare a fi fost într-o vreme și negustor, în mijlocul boierimii de provincie, cumpărând moșii și trecând treptat prin rangurile dregătorilor. Deși efemeră, prima unire de facto a celor trei țări medievale românești, realizată de Mihai, a făcut ca aceasta să rămână în conștiința românilor ca un simbol al unității naționale. În România există 9 localități din diferite județe ce îi poartă numele. În aproape toate orașele din țară sunt străzi numite Mihai Viteazul sau Mihai Bravul. Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazu e o unitate militară de elită a armatei române tot în amintirea sa. Ordinul militar de război Mihai Viteazu, instituit de Ferdinand I, e cea mai înaltă distinție română pentru faptele de arme în timp de război. Asasinarea lui Mihai Vodă a fost înregistrată în câteva variante, întâi de la marturii oculari care au scris rapoarte oficiale și scrisori, apoi de istoricii secolelor ulterioare. Dacă povestea dispariției voievodului e clară, mai puțin clară e chiar tenebroasa istoria osemintelor lui, dintre care doar craniul odihnește azi într-un sarcofag la mănăstirea Dealu. Ambițios și dornic de putere, Mihai a avut parte de un sfârșit violent, fiind asasinat chiar în mijlocul armatei sale. Începutul sfârșitului pentru Mihai Viteazul a început în anul 1600, culmea un an marcat de cele mai mari izbânze ale domniei sale. Din primăvară și până în toamna acelui an, Mihai Viteazul a fost stăpânul Transilvaniei, țării românești și a Moldovei. Dar nemulțumirile nobilimii maghiare, mai ales din cauza cheltuielilor la care erau supuși, presiunea poloneză din Moldova au făcut ca stăpânirea lui Mihai să fie una efemeră. Curtea imperială de la Viena dorea Transilvania sub stăpânirea ei și nu a domnului Valah, așa că a încurajat rebeliunea nobilimii, ba chiar l-a trimis pe generalul Basta să scoată Transilvania de sub stăpânirea lui Mihai. Faima nu l-a ajutat prea mult pe Mihai. Ceea ce a înclinat balanța în favoarea lui Mihai a fost situația delicată a imperiarilor în Ardeal. Basta, generalul Basta, a pierdut controlul provinciei, iar nobilimea răsculată l-a alungat.
În locul său a venit Sigismund Bathory, un om cu simpatii turcești. Tot faima lui Mihai Viteazu o eclipsa pe cea a generalului Basta, în ochii tuturora, stârnind în acesta invidia. În țara românească, boierii credincioși lui Mihai stârnesc o răscoală și îi alungă pe polonezi. Principele Muntean avea 43 de ani și se pregătea să preia din nou conducerea țării românești și a Transilvaniei. Iată cum se descrie o cronică anonimă, moartea lui Mihai Viteazu, din 9 august 1601. Iar când fu într-o dimineață văzut vind oaste nemțească către cortul lui, unii călari, alții pedeștri și socotii că aceștia sunt ajutorul lui și nimic de dânsii nu se temea. Iar ei nu i-au fost de ajutor, ci vrăjmași. Și dacă văzu că sosesc, ieși din cort înaintea lor și le zise: bine ați venit, voinicilor viteji, iar ei se repeziră asupra lui ca niște dihănii sălbatice cu săbiile scoase. Iar unul cu sulița îl lovi direct în inimă, iar altul de grabă îi tăie capul. După victoria obținută de Mihai Viteazu la Guruslău, de către armatele aliate comandate de Mihai Viteazu și de generalul austriac de origine albaneză, Basta, comandantul trupelor austriece din Transilvania au așezat tabăra comună lângă Turda. Aici va sfârși voievodul român la 9 august 1601. În rapoartele și scrisorile trimise din Transilvania se spune că Basta l-ar fi chemat pe Mihai la sfat, dar și ca să-l chestioneze asupra unor zvonuri care erau din ce în ce mai dese, și anume legăturile lui cu transilvănenii și intențiile față de Transilvania, existând suspiciuni că domnul Muntean ar fi vrut să pună mâna singur pe ea. Mihai ar fi refuzat să se prezinte, așa că în dimineața cu pricina, Basta ar fi trimis 2 steaguri de valoni și 2 steaguri de germani spre tabăra lui Mihai. În cel puțin un raport se spune că fiecare tabără avea țintite tunurile una spre cealaltă pentru a-l aduce cu forța. Descrierile sunt unanime în a prezenta refuzul categoric al lui Mihai și faptul că s-a întins spre una din multele săbii pe care le avea în cort, spre a-l lovi pe comandantul valon. Rapoartele menționează că Mihai a fost lovit prima dată în inimă, pe când un soldat german i-a tăiat rapid capul. Unele surse menționează o lovitură, altele 2. Sunt menționați cei care mor alături de voievod. Un raport spune clar că Basta i-a angajat în armată și pe soldații lui Mihai. De față cu aceștia, Basta a dat citire unor scrisori care ar fi fost găsite în cortul voievodului, interceptate anterior, în care se vedea clar dovada trădării sale și a unei alianțe cu otomanii și transilvănenii. 2 surse menționează că Mihai Viteazu a fost înconjurat de Basta noaptea, iar una spune chiar că a fost sugrumat. Una dintre surse, scrisoarea lui Ieremia Movilă către regele Poloniei, spune că ar fi fost dita mai bătălia între 2 armate de 2-3 mii de oameni. Nu se menționează nicăieri unde au fost îngropați cei din suita domnitorului care au pus mâna pe arme în momentul fatidic și au fost uciși. De asemenea, nu se spune ce s-a întâmplat cu cadavrele consilierilor lui Mihai, capturați, interogați, schingiuiți și executați de Basta apoi. Vor fi fost aruncate și trupurile lor cu siguranță în vreo groapă comună pentru a nu periclita sănătatea taberei. Nu a fost descoperită vreodată o astfel de groapă în zonă sau nu a fost sesizată o astfel de descoperire. Rămâne în continuare o enigmă unde se afla armata lui Mihai în momentul respectiv. Chiar dacă știm că o mare parte din ea era formată din mercenari străini care slujeau doar banul, chiar dacă știm că o parte din trupe, câteva sute de oameni, fuseseră trimiși spre Făgăraș cu o zi înainte sau că alte trupe erau prin Transilvania, este cel puțin ciudat că voievodul nu avea trupe românești alături și că a trebuit să-i ceară lui Basta 300 de oameni pentru a merge să își recupereze familia. Studiind documentele, misterul persistă. La vremea respectivă, doamna Stanca, soția lui Mihai, i-a cerut voie guvernatorului Transilvaniei, Giorgio Basta, după ce s-au mai liniștit apele, să ridice o capelă pe locul unde fusese asasinat Mihai. Aceasta a primit aprobarea și a construit o capelă la circa 3 km sud de centrul Turdei, capelă care a dăinuit până în 1830, când a fost distrusă de un fulger. Deci, e posibil să fi fost o capelă din lemn, probabil refăcută și îngrijită de românii din zonă de-a lungul a 2 secole. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, terenul cu mormântul ar fi fost cumpărat de un preot greco-catolic, Vasile Moldovan, pentru a feri mormântul de profanări. La începutul secolului 20, în acel loc se găsea o cruce la care s-ar fi închinat și perechea regală a României, Ferdinand și Maria, în timpul vizitei lor în Ardealul alipit României. În 28, după dorința deja defunctului rege, s-a ridicat o masivă troiță din lemn mutată în muzeul din Turda în 1977.
Cu toate că se vorbește despre mormântul lui Mihai Viteazu sau chiar despre mormântul cu trupul lui, nu s-a vorbit absolut niciodată din 1601 despre găsirea sau manevrarea sau reînhumarea osemintelor lui Mihai Viteazu pe Câmpia Turții. Nu s-a găsit în zonă niciun schelet care să se potrivească descrierilor vremii și care să poarte măcar urmele rănilor provocate de asasinii săi. Adevărul e că nu se știe unde s-ar putea afla scheletul lui Mihai. Dacă într-adevăr capela, apoi crucea, apoi troița și acum obeliscul se află exact în locul unde a fost ucis și anume pe locul unde se aflase cortul său, s-ar putea calcula dimensiunea întregii tabere aliate și căuta la marginea drumului care nu mai există. Nu avem nicio hartă a taberei, nicio descriere a așezării sale sau a altor elemente. Cu siguranță, scheletul voievodului se află încă undeva pe acel câmp, dacă nu a avut ghinionul de a fi scos sau distrus de diferite lucrări agricole sau de infrastructură de-a lungul vremii. În cazul fericit în care osemintele sale nu au fost deranjate în mai bine de 400 de ani, ar fi un mare eveniment dacă într-o bună zi, complet accidental, cineva ar da peste acestea. Ar fi o reparație morală față de voievod și de destinul său zbuciumat. Un voievod care, din păcate, n-a avut parte de o moarte creștinească. Nu a avut parte nici măcar de o luptă dreaptă. L-au omorât mișelește, probabil pentru că deranja politicile externe. În orice caz, în mintea românilor, Mihai Viteazu va rămâne unul dintre cei mai bravi stăpâni pe care i-a avut aceste meleaguri. După moartea lui Mihai Viteazu, Turturea Paharnicul a furat capul lui și l-a dus în țară și l-a îngropat la mănăstirea Dealu, cu multă cinste, ca pe un domn. Această relatare tardivă ce apare în letopisețul cantacuzinesc, la sfârșitul istoriei lui Mihai Vodă, nu o putem considera apocrifă pentru că dezvoltă în mod credibil drumul capului său spre Valahia. De aici să povestim de un boier care a fost la Mihai Vodă, anume Turturea Postelnicul. Atunci a fost legat Mihai Vodă cu Turturea Postelnicul, jurământ tare și mare, cum că se caută unul pe altul până la moartea lor. Și de va fi ca Mihai Vodă să moară într-o altă țară, să nu-i lase oasele acolo, ci să le aducă în țara românească. Iar de va muri acest postelnic într-o altă țară, să nu-l lase Mihai Vodă oasele, ci să le aducă în țara românească să le îngroape. Drept aici, Turturea n-a putut lua decât capul lui și l-a dus în țara românească, îngropându-l la mănăstirea din Deal, de la Târgoviște. Două relatări venite de la inamicii Viteazului asigură un plus de cunoaștere în acest episod tragic. Ieremia Movilă, într-o scrisoare de la 1 septembrie 1601 adresată marelui cancelar lituanian, îl înștiințează cum că Mihai Vodă pieri la Turda în 19-a lui August, ucis din ordinul lui însuși Gheorghe Basta. Din tâi fu împușcat, apoi i se tăie capul și corpul i s-a expus pe câmp deasupra unui cal mort. Gheorghe Basta nu permise a-l mormânta. Relatarea provine de la un opozant al lui Mihai, al cărui frate lupta în țara românească împotriva boierilor acestuia. O versiune mai nuanțată a celor întâmplate imediat după moartea lui Mihai o prezintă Spontoni, secretar al senatului din Bolonia, care a fost și secretarul lui Basta și editorul memoriilor sale. În Historia de la Transilvania, publicată postum la Veneția, după această execuție se ținu consiliul la care au participat conducătorii ambelor armate care au declarat supunere față de ordinele generalului Basta. S-a hotărât de asemenea să se trimită capul lui Mihai în țara românească, socotindu-se că dacă nu l-or fi trimis, boierii n-ar alege alt voievod. Capul fu deci îmbălsămat și încredințat comisului lui Mihai, care îi ceru cu cea mai mare stăruință spre a-l duce în țara românească. Nu se spune în continuare explicit dacă s-a luat în acest fel capul lui Mihai împreună cu scrisorile lui Basta către boierii români, prin care acesta îi îndemna să-și aleagă alt domn. Craniul voievodului a fost depus în mănăstirea Dealu. Boierul Radu Buzescu, clucerul Viteazului, a pus piatra tombală, cu textul scris în românește în care precizează cine se află sub lespede. La mănăstirea Dealu se păstrează două cranii voievodale, a lui Mihai Viteazu și a lui Radu cel Mare. Domnitorul, Gheorghe Bibescu, s-a încoronat în februarie 1843 la biserica de la Curtea Veche din București, îmbrăcat într-un costum care îl imita pe al lui Mihai Viteazu. Împodobit similar a venit și la mănăstirea Dealu să se închine și să se reculeagă la moaștele Viteazului. Prin 1845 au început lucrările de restaurare a mănăstirii, prilej cu care în 1847 s-au deschis mormintele lui Mihai Viteazu și Radu cel Mare, iar craniile celor doi voievozi au fost așezate în două racle de sticlă expuse pentru a fi văzute de vizitatori și pelerini. În 1904, Societatea Tinerime Universitară, sub îndrumarea istoricului și arheologului Grigore Tocilescu, a înlocuit racla de sticlă cu un relicvariu din bronz în formă de capelă.
În caietul lui Isler, păstrat la Biblioteca Academiei Române, se află un desen al craniului lui Mihai Viteazu. Nicolae Iorga i-a propus lui Nicolae Filipescu, ministru de război de atunci, sculptura unui sarcofag de marmură. Sculptorul Carol Storck a realizat două sarcofage de marmură albă pentru odihna rămășițelor pământești ale voivozilor Radu cel Mare și Mihai Viteazu. În timpul Marelui Război, craniul lui Mihai pleacă la Iași și ajunge, vom vedea, până în Rusia. Începutul, cu sprijinul lui Nicolae Iorga, preotul liceului militar de la Mănăstirea Dealuș, s-a luat craniul lui Mihai și s-a dus la Mitropolia din Iași. Conform Arhivei Mitropoliei Moldovei și Sucevei din Iași, fila de jurnal numărul 3512 semnată de Mitropolitul Pimen, preot Alexandru Dolinescu și marele Policarp Luca și profesorul Teodor Naum. Se constată de noi prin acest jurnal că azi, duminica de 16 octombrie 1916, ora 3 după amiază, a sosit la Iași părintele Alexandru Dolinescu, preot și profesor la școala militară de la Mănăstirea Dealu și ne-a predat capul voievodului Mihai Viteazu din două piese, Tigva și Maxilarul de jos, așezat într-o cutie de lemn încuiată. După ce am văzut capul și l-am așezat în cutie, l-am depus într-o ladă de fier aflată în tainiță a mitropoliei formată la peretele de răsărit. După un timp, moaștele voievodului s-au aflat din nou pe drumuri de bejenie, de data asta în Rusia, pentru a fi protejată în caz de invadarea Iașului. Din fericire, capul Viteazului nu a fost trimis împreună cu restul tezaurului către Moldova, ci dus lângă Sevastopol. În noiembrie 1918, craniul revine la Iași. La 22 august 1920, un tren special cu personalități politice, culturale, militare, religioase a plecat de la București cu destinația Iași. Un vagon amenajat special a fost pregătit pentru a transporta craniul sacru. Se punea la punct întoarcerea solemnă a acestuia la Mănăstirea Dealu. Programul a prevăzut periplul craniului lui Mihai Viteazu de la Iași la Dealu pe un traseu pe direcția Pașcani-Bacău, Alba Iulia, Sibiu, Târgoviște. S-a renunțat la ocolul prin Transilvania și s-a hotărât itinerariul Bacău-Focșani, Râmnicu-Sărat, Buzău, Ploiești, Târgoviște. Craniul a stat pe o masă acoperită cu catifea, păzită de două santinele militare. La 26 august 1920, la Târgoviște, în prezența demnitarilor orașului în frunte cu ministrul de război Ioan Rășcanu, craniul a fost coborât din tren și, după ce o trupă de paradă a dat onoruri militare, a fost instalat pe un afet de tun tras de 6 cai. În sunetele clopotelor bisericilor orașului s-a format un impresionant convoi funerar, ce a străbătut într-o desăvârșită reculegere cei 2-3 km până la Mănăstirea Dealu. În fruntea alaiului s-a aflat regele Ferdinand I, care a parcurs tot traseul pe jos. Ajunsă la mănăstire, procesiunea s-a aliniat pe două rânduri în fața bisericii. După slujba religioasă s-au ținut discursuri încheiate cu alocuțiunea regelui. După cuvântare vizibil emoționat, regele Ferdinand și-a desprins din piept insignă albastră a ordinului Mihai Viteazu și a așezat-o cu mâinile tremurând de pe craniul voievodului. Regele a cimentat apoi cu propria ei mână capacul de marmură albă al sarcofagului. Dacă craniul a avut atât de lungă și întortocheată istorie, racla de bronz în care vremelnic acesta s-a odihnit a avut o viață mai liniștită. Rămasă în grija conducerii liceului, a fost expusă în cancelarie până în 1967, când, conform procesului verbal din data de 18 septembrie 1967, încheiat între reprezentantul Muzeului Militar Central și măicuțele Mănăstirii Dealu, cu aprobarea dată de Înalprea Sfinția sa Patriarhul Justinian Marina, a ajuns în patrimoniul instituției. Racla, confecționată din bronz, are forma unui turn, înălțimea de 60 de centimetri, lățimea de 42 și adâncime de 32. Lateralele raclei sunt lise, doar fața fiind ornamentată. Ornamentația fațadei e alcătuită din mai multe motive dispuse pe trei registre. Ornamentația de bază a raclei are forma de trofee. Un tun ca bază peste care se suprapune un coif de tip oriental sub care se încrucișează o secură și un pistol tromblon, de-a cărui țeavă se văd atârnând două bice de luptă. Sub cască se mai află din partea dreaptă un arc dublu, acoladat în stângă o sabie pe un scut, iar sub țeava tunului se disting două tuiuri încrucișate. Racla este azi expusă în sectorul de istorie militară medievală al instituției noastre.